Cu ajutorul unui cablu USB-C puteți extinde funcționalitatea pentru DJI Osmo Pocket, după cum observați în acest moment. Așadar, nu va mai fi nevoie să conectați direct în mufa telefonului, mufa USB-C a telefonului, această extraordinară cameră. Acesta este cablul, este cumpărat din China de pe eBay, o să las un link în descrierea acestui videoclip. Are un metru lungime, este un cablu de tip USB-C male-female, așadar ceva de genul acesta arată și vă va permite o parte să o mufă să fie introdusă în telefon, iar la celălalt capăt um, veți introduce adaptorul USB-C din Osmo Pocket. Acesta este adaptorul. Până acum, în mod normal, trebuia să conectați acest adaptor direct uh, în mufa USB-C a telefonului vostru, ceva de genul acesta, pentru a utiliza uh, anumite funcții și a lucra direct cu și a controla Osmo Pocket de pe telefon. În acest moment puteți utiliza un astfel de cablu, îl conectați la fel de simplu și ce avantaje vă aduce? Ei bine, puteți să, să conectați în acest fel Osmo Pocket la telefonul vostru și în același timp DJI Osmo Pocket poate fi așezat pe un trepied, pe un monopod, poate fi la distanță în orice caz și îl puteți controla cu telefonul, asta în cazul în care nu aveți o mufă adaptoare pentru conectivitate wireless. În curând voi primi și un conector pentru selfie stick, pentru acest DJI Osmo Pocket și o să vi-l arăt în acțiune, așadar așezat pe un selfie stick, iar la capătul celălalt, la baza selfie stick telefonul prins și putând interacționa direct cu această cameră. Ce pot să zic mai mult? Vă sfătuiesc și vă recomand să vă luați un astfel de cablu, poate fi util în anumite momente, mai ales dacă vă veți achiziționa un selfie stick pe care să așezați DJI Osmo Pocket. Mulțumesc pentru vizualizare, un like, un share, un subscribe. Mulțumesc.